Mihai, bună ziua, sunt bucuros să te văd la noi. Cum știm, anul trecut ai fost cel mai bun jurnalist sportiv din Moldova și tot în același timp primul jurnalist venit din altă țară la noi, care s-a făcut cel mai bun la noi în țară. Cum s-a primit așa că din România ai plecat în Spania și ai ajuns în coa și a rămas aici muncești jurnalist? Povestește-mi istoria ta. Salut, Emil, și eu mă bucur să fiu alături de voi, de unul dintre cele mai frumoase site-uri de sport din Republica Moldova. De foarte mult timp n-am mai fost la voi, dacă nu greșesc, chiar de când am lansat Femina Chișinău în urmă cu vreo 4 ani. Nu știu dacă sunt eu chiar cel mai bun jurnalist, breasla sportivă de jurnaliști în Republica Moldova, toți sunt foarte buni, fiecare are caracterul lui, fiecare are stilul lui de a scrie și de a face știrile sportive mai frumoase și mai obiective, nici de cum nu mă cred eu cel mai bun. Le mulțumesc celor de la APSM, de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru premii, pentru mențiuni, însă avem cu toții mult de muncit pentru a fi cei mai buni. Despre povestea mea legată de Republica Moldova, România și Spania, probabil am trebuit să stăm ore întregi ca să povestim. În Spania a fost o parte din viață în care mi-am făcut studiile, acolo am și practicat mai multe probe sportive, care la amatori, care la profesioniști. În Republica Moldova am continuat alte studii și totodată am și muncit în mai multe locuri în domeniul jurnalismului, de asta încă sunt aici. Ce ține de România, acolo m-am născut și probabil în scurt timp voi reveni acolo pentru a realiza și acolo unele proiecte. Cum știu, în Spania ai lucrat chiar și antrenor de copii la fotbal. Da, și antrenor de copii, am antrenat chiar și fete la nivel de juniori la un club din zona Valenciei. A fost o perioadă formidabilă, foarte frumoasă, foarte mulți copii, unde am prins o experiență care cu siguranță m-a ajutat și în cariera de viitor, unde am fost și jurnalist și ca manager la club, deci acea experiență contează foarte mult. Mai mult ai vrut să fii jurnalist sau mai mult ai vrut să fii antrenor? Cum așa s-a primit că ai lucrat și antrenor și la urmă, la moment, ești jurnalist sportiv? Nu, la mine a fost o problemă, eram sportiv și am primit o accidentare de care nu am fost bucuros și acolo a fost un șoc în care a trebuit foarte repede să aleg ce doresc să fac mai departe în viață. Aveam doar 21 de ani, atunci nici nu mă gândeam ce doresc să devin antrenor sau jurnalist, dar a trebuit să încep de undeva. Am început cu a fi antrenor, acolo în Spania am primit după care oferta să fac parte din cadrul clubului în echipa de administrare. Mi-a plăcut mai mult să administrez decât să antrenez și iată așa am ajuns mai departe să fondez propriul meu club, după care am mers și pe calea jurnalismului și încerc în Republica Moldova să le duc pe ambele în paralel. Ai jucat fotbal în tineret? Am jucat fotbal chiar și la profesioniști, fiindcă Liga 3-a din Spania deja face parte din profesioniști. Am jucat și în România la junior și mi-aș fi dorit să continui cariera. Ai lucrat la mai multe posturi de televiziune, cu mai multe site-uri aici în Moldova. Acum ești la Moldova Sport, televiziunea sportivă și toți vorbesc acum despre ce faceți prima dată în Moldova, transferi live din campionatul nostru. Cum ați ajuns la asta? De la cine a venit ideea și cine ți-a propus ție să lucrezi acolo ca manager, să faci totul ceea ce faci tu acum? Da, ne bucurăm cu toții că există în Republica Moldova un post de televiziune dedicat sportului. Era necesar acest lucru, mai ales că sportul moldovenesc a avut dintotdeauna talente și medaliați olimpice și mondiali și trebuia cineva să-i promoveze. Avem foarte multe proiecte de emisiuni în care încercăm să promovăm valorile sportului național. Am ajuns la acest post de televiziune încă de la începutul său, chiar de la fondare. Am făcut parte din mai multe echipe, pentru că așa sunt, oamenii vin și pleacă. Am lucrat și lucrez cu tineri de perspectivă în jurnalistica din Republica Moldova, grație domnului Tudor Gorea, care depune tot efortul ca acest post de televiziune, care chiar dacă nu are bugete, nu are venituri, reclame, cum se întâmplă la televiziuni mari din Republica Moldova, încearcă să țină acest post pe linia de supraviețuire și cu proiecte noi în fiecare an.
ce ține de transmiterea meciurilor din campionatul național la fotbal, dar și din alte competiții, fiindcă noi am transmis și de la volei, și de la basket, și de la handbal. Încercăm să preluăm mai multe competiții sportive din Republica Moldova, pentru că aceasta vrea telespectatorul, vrea să vadă emisiuni în direct și competiții sportive în direct. Asta și înseamnă o televiziune sportivă în țara noastră. Totodată trebuie să le mulțumim și site-urilor, care chiar și Sports MD, care de-a lungul timpului a transmis meciuri în direct, și alte site-uri și portaluri care au făcut acest lucru și altele încă o fac și acum, pentru că împreună cu ei putem să dezvoltăm transmisiunile în direct din sportul moldovenesc, și așa se dezvoltă și sportul împreună cu noi, este motivația cu totul altfel. Eu am văzut chiar un exemplu real de la Hâncești, unde lumea cu totul altfel se atârnă față de meciuri, știind că sunt transmise în direct, iar fotbaliștii joacă cu altă poftă, și vedem și rezultatele celor de la Hâncești când joacă acasă și sunt meciurile transmise la Moldova Sport, iată, au câteva victorii la rând. Ce e legat de infrastructura la noi în țară, vreau să te întreb. Știu că cu această problemă se întâmplă la voi multe probleme aveți. Chiar și acum, când a fost meciul final campionatul Moldovei la basket, n-ați putut să-l transmiteți live, deoarece nu era posibilitate să puneți toată tehnica să faceți meciul acesta live. Cum faceți ca să fie mai bine în sensul acesta? Vorbiți cu președinți federațiilor? Cum vreți să dezvoltați și întrebarea aceasta? Da, infrastructura sportivă în Republica Moldova lasă foarte mult de dorit, și de la această infrastructură trecem și la infrastructura mass media din cadrul stadioanelor și sălilor sportive, care ne face mari probleme pentru a transmite meciurile în direct. Stadioanele pentru fotbal, practic avem 2-3 care corespund cu toate cerințele de unde noi putem să facem aceste transmisiuni. În rest, în celelalte, practic, noi am inventat în acest sezon, și de la Nisporeni și de la Hâncești am adus doar invenții de cum putem să transmitem în direct, și nu este ceea ce noi ne dorim, pentru că transmitem cu 3, cu 5 camere și ne-am dorit cu mai multe camere, dar unde să le amplasăm dacă aceste stadioane sunt, cum este la Nisporeni, un stadion de liceu, unde să amplaseze aceste camere? Și această infrastructură ne va crea în continuare probleme dacă conducătorii de cluburi, de raioane, de primării nu vor pune aportul să dezvolte și sălile sportive și stadioanele. Ce ai spus tu despre meciul de basket dintre Troians și Don Basket, ne-am fi dorit foarte mult. Chiar și cei de la Troians au apelat la noi ca să transmitem acest meci în direct. Noi le-am propus să joace meciul la Ciorescu, fiindcă acolo sunt toate condițiile pentru a transmite în direct un eveniment sportiv. Am mai transmis de acolo și futsal și basket. Am înțeles că adversarii lor n-au dorit și până la urmă meciul s-a disputat la UTM. Este o sală frumoasă, drăguță, dar este o sală universitară, nu pentru un eveniment de așa anvergură cum este un meci care decide campioana națională la basket masculin. Să sperăm că se vor gândi mai mult de acum înainte conducătorii cluburilor și de basket, și de handbal, și de volei, pentru a încerca ca aceste meciuri să le joace la Ciorescu, fiindcă cei de la Federația de Fotbal sunt deschiși pentru a colabora cu oricine. O întrebare așa, apropo de cluburile noastre de fotbal, când voi propuneți ideile acestea cu transmiterea meciurilor în direct, ce atitudine aveau cluburile de fotbal, președinții cluburilor? Era normal ceva pentru ei? Deodată erau cum, bucuroși să colaboreze, sau cineva a spus nu? Ideea de a transmite meciuri în direct la postul nostru de televiziune mi-a aparținut în mare parte mie și domnului Tudor Gorea, după care a fost și un schimb de idei și cu Federația Moldovenească de Fotbal, domnul Pavel Cebanu, domnul Ruslan Berzoi și noul director executiv al Federației, domnul Leonid. Cu toții au fost de acord că este un proiect frumos, inedit și trebuie susținut și să mergem înainte, după care chiar personal am mers și am discutat cu reprezentanții majorității cluburilor de pe partea aceasta a Nistrului. Domnul Tudor Gori a fost chiar și la Tiraspol și a discutat și cu cei de la Șerif, și nu a fost din partea la nimeni să fie un refuz. Însă pe parcurs au fost cluburi care nu au reușit să se încadreze în planurile noastre, cum a fost cei de la Academia, care au spus că
nu dețin un buget pentru a intra acum în joc, fiindcă trebuie la ghidighici să contribuie și ei cu o fibră optică de internet, cu unele condiții de a amplasa camerele de luat vederi, și au spus că în aceste zone ei nu reușesc să facă aceste lucruri și iată, Academia nu s-a numărat printre stadioanele care putem să le transmitem în direct, dar totuși am încercat ca fiecare club să fie măcar o dată în live la postul nostru de televiziune și iată, Academia va fi transmisă în direct în meciul de la Hâncești cu cei de la Petrocub ca să se încadreze și ei în planul nostru. Celelalte cluburi au fost cu toate deschise, cu mare drag ne-au primit, chiar și la Nisporeni, cei de la Speranța și la Hâncești, care aceste două cluburi au fost printre primele care chiar au semnat contractele de colaborare, și cei de la Milsa, Zimbru Chișinău, care încă de anul trecut am colaborat cu dâns și nici n-a fost vreo problemă să nu continui acest proiect. Și sperăm ca în noul sezon, care începe pe 23 iulie, să avem parte și din colegii de la federație să conlucreze cu noi, ca meciurile să fie cu totul altfel amplasate, orarul să fie altfel pus, meciurile care să dispute la alte ore unul față de celălalt, chiar și în 3 zile, deci nu vineri, sâmbătă și duminică, ca să putem să cuprindem mai multe meciuri, fiindcă deocamdată am încercat 2 meciuri în direct din etapă și alte 2 să fie înregistrate, dar ne-am dorit, de ce nu, să transmitem 3-4 meciuri în direct. Știi deja despre ce e, că meciurile campionatului nostru se uită în Ucraina, în România, îți vorbești cu mai mulți oameni din alte țări și ce ei spun? Se uită, se urmărește, de exemplu, în România, se urmăresc meciurile sau nu chiar? Da, noi chiar la începutul acestui proiect am deschis, cel puțin pe platforma online, pe site-ul televiziunii, deja am acordat dreptul și celor din afara țării să privească partidele. Ne scriu foarte mulți oameni, fani, comentează pe pagina noastră de Facebook, dar avem și o relație foarte bună deja cu televiziunile din afara țării. Avem chiar posturi de televiziune din România care ar dori să preia deja semnalul pentru a transmite aceste meciuri. În acest sezon n-am putut să facem mai nimic, fiindcă și pentru noi este un test, și pentru cluburi, și n-am dorit să ieșim cu acest produs peste hotare, fiindcă se vede că uneori este problemă ba cu internetul, ba cu infrastructura, și dorim pentru cei din afara țării totuși să le oferim un semnal și o calitate mai bună și a imaginii și a ceea ce se întâmplă pe teren, chiar și a peisajului, unde cluburile trebuie să mai lucreze la cum arată stadionul, fiindcă nu poți să transmiți tot felul de bălării și de ce se mai întâmplă, garduri murdare și cum mai este pe la unele stadioane din țară. Dar din noul sezon ne-am dorit împreună și cu cluburile să depunem efort ca să putem să transmitem meciurile și la unele televiziuni din România care sunt gata să preia semnalul nostru. Bine, am înțeles, și la urmă vreau să te întreb așa o întrebare. La începutul interviului ai spus că posibil să te apuci de ceva proiecte în România, să te întorci acasă. Pleci din Moldova sau iarăși o să muncești și acolo și acolo, să te stărui să faci ceva? Eu deocamdată am început în Republica Moldova deja al doilea proiect, dincolo de clubul sportiv Femina și clubul Rebel de Chișinău, care iată îți spune acum în exclusivitate un club de hockey pe iarbă pentru fete și băieți, care deja practic am depus actele la Ministerul Justiției. Doresc să deschid și un proiect media, Mihai Burciu Media se numește. Deja probabil ai văzut site-ul de tenis, tenis.md, mai am și un site monden și încă un site de sport monden, dar doresc să lărgesc acest spațiu și în România, să deschid unele lucruri și acolo, dar totodată și un club sportiv la Suceava, ceva de genul Femina, doar că cu altă denumire, bazat pe sportivele din Suceava.